Ceva arde în curtea ambasadei Iranului la București. Au dat foc la frunze sau la documente, nu-mi dau seama. S-o fi speriat de cât de multă lume vine la protest. Ah, jandarmul ce e. Da, iată, oamenii tușesc din cauza fumului. Sunt neașteptat de mult iranieni la București, totuși jumătate dintre persoane sunt români solidari sau eu știu de orice altă naționalitate, oameni care au venit să sprijine drepturile omului, drepturile femeilor. Ceva de rău despre Khomeini aud. Bine. Am vrut să filmez mașinile astea militare care vin din Harghita sau din Olanda, nu știu de unde. Întâmplător treceau pe aici, probabil. Ur pe trotuar, da. Jos dictator! În primul rând să ținem un minut de reculegere pentru Mahsa Amini, da? Un minut de reculegere, vă rog frumos, spuneți mai departe. Acest protest este în primul rând ca să nu uităm pe Mahsa Amini. Un minut de reculegere, vă rog. Nu s-a auzit în spate. Când strigi, ai urechile în spate.